Bună ziua! Bine ați venit! Va fi o declarație de presă. Domnule Tăricianu, da, adevărul doare, dar acest lucru nu este un motiv să folosiți un limbaj licențios, să jigniți și să spuneți în spațiul public lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea. Președintele României, domnul Claus Iohannis, reiterează faptul că persoanele cu probleme penale nu trebuie să se afle în conducerea statului. Președintele respectă pe deplin rezultatul votului care a condus la constituirea actualei majorități și își dorește ca guvernul să aibă rezultate bune pentru România. Președintele consideră că o legiferare transparentă de tip european, este fundamentală pentru întărirea statului de drept și consolidarea parcursului democratic al României. Și, încă o observație, dacă îmi permiteți, referitoare la declarațiile domnului Tăricianu. Domnia sa pare pur și simplu rupt de realitate, chiar de realitatea economică, ceea ce. E foarte straniu pentru un fost prim-ministru. De exemplu, dânsul ne spune senin că prețul carburanților a rămas neschimbat după introducerea accizei. Domnule Tăricianu, cred că adevărul îl puteți afla foarte simplu întrebând orice român, orice cetățean care a cumpărat combustibil în aceste zile și care a trebuit să scoată mai mulți bani din buzunar. Aș vrea în final să fac o precizare și despre avizul dat astăzi de CSM. Președintele României a luat act de evaluare CSM, care este identică cu propria sa analiză. Președintele apreciază că CSM, în calitate de garant al independenței justiției, a evaluat în detaliu și cu mult profesionalism propunerile Ministrului Justiției înainte de a le respinge. Chiar dacă acest aviz este unul consultativ, Guvernul și Parlamentul nu au cum să ignore acest semnal clar venit din partea CSM. Aceasta este declarația. Vă mulțumesc foarte mult. O zi bună!